Veste bună pentru susținătorii Gloriei Buzău. Antrenorul Ion Viorel a anunțat azi că va reveni la clubul din Crâng. Vioara a precizat că la prânz s-a întâlnit cu primarul Boșcodeală, cu care a bătut palma pentru un contract pe 4 ani. Ion Viorel va reveni astfel la Gloria după ce în 2008 a promovat-o în prima ligă. Da, proporție de 90%. Astăzi am bătut palma cu domnul primar Boșcodeală, un proiect pe 4 ani. Vrem să aducem Gloria acolo unde este loc. O zi fericită pentru tine azi, Ion Viorel? Da, și pentru mine, dar cred că mai mult pentru suporterii buzoieni, care împreună cu ei vrem să vină din nou la, să-i aduc din nou la stadion, facem performanță. Obiectivul imediat al lui Ion Viorel va fi readucerea publicului la stadion și, pe termen mediu, revenirea în Liga 1. Ion Viorel va îndeplini funcția de antrenor-manager. Știți foarte bine, obiectivul meu la Gloria întotdeauna a fost să vină suporteri la stadion și ca să vină suporteri la stadion e să ai faci performanță. Deci este crearea unei echipe competitive și revenirea în divizia a echipei în proiectul acesta de 4 ani. Ce funcție vei ocupa efectiv? Antrenor-manager al clubului. Mă voi ocupa de tot sportul, ceea ce înseamnă fotbal, începând de la copii și echipa mare și tot ceea ce înseamnă. Referitor la diferendul pe care l-a avut de-a lungul anilor cu actualul președinte, Dan Tulpan, Ion Viorel a preferat să nu comenteze azi. Nu, comentez deocamdată, luni voi vedea cu domnul primar și voi discuta toate detaliile. Acum rămâne ca Gloria să aibă noroc în această vară și să se elibereze un loc în divizia B. Altfel, Ion Viorel va trebui să înceapă ascensiunea Gloriei din Liga a 3-a.